Un salon auto, un aer liber, ocupă începând de astăzi strada din fața Teatrului Național din Bănie. Este vorba despre evenimentul Auto Show 2015, organizat în cadrul Zilelor Municipiului Craiova. Care este oferta cu care ați venit astăzi? Având în vedere cele două mărci premium pe care le comercializăm, pentru Land Rover avem noutatea Discovery Sport, avem Range Rover Sport, avem range-ul mare și modelul Evoque. Pentru Mercedes ne prezentăm cu ML350, CLA-ul, clasa A, GLA-ul și noul C. Există și modele economice, există și mașini de 10.000 de euro, care chiar au dotări de confort foarte rezonabile de banii ăștia, cu comenzi pe volan, oglinzi electrice încălzite, hill hold și astfel de dotări, care în mod normal acum câțiva ani nu existau. Toți vizitatorii au fost încântați de ceea ce au văzut, iar cât privește prețurile mașinilor, părerile au fost împărțite. Sunteți tentat de ofertele prezentate astăzi? Da, la mașinile Mercedes, BMW, gama germană, n-au rivali, în realitate asta e. După aceea urmează și Fordul nostru din Craiova, care se bucură de succes, pentru că e o mașină competitivă. Cum vi se par prețurile? Prețurile, pentru cei care își permit, sunt accesibile, dar pentru cei de clasa medie, spun țin cam piperată. Sunteți tentată de oferta prezentată astăzi? Da, dar n-avem bănuți să crească salariul pe economie, că nu ne permitem. Cum ți se par prețurile? Bune, bune. Oferta este foarte bună. După ce criterii îți alegi mașina? Siguranță, calitate sau economie? Siguranță și economie. Și vă dați seama, ne uităm și la calitate. Salonul Auto Show 2015 va fi deschis până duminică seara.